Ne aflăm în fața unui premiu special oferit de Senatul Uniter pentru un merit aparte, și anume... Lăsați-mă, vă rog. Tot timpul cineva face ceva. Da, ați făcut. E vorba, deci, de cineva care undeva, cândva, nu de foarte multă vreme, se ocupă de alții. Ocupându-se de ei, își fură din timpul lui, pleacă din sine spre ei. Încerc să fac o poezie și nu reușesc. E numit a fi director din nou al unui... Mă rog, mi se spune că trebuie să mă retrag pentru că urmează o surpriză. Și atunci mă duc în sală să văd despre ce e vorba. Am să încep cu o spovedanie. Azi, aici, acum, păcătuiesc prin primul păcat capital, adică prin mândrie. Și trebuie să recunosc că este al dracului de dulce. Este un moment unic în care până și păcatul mândriei poate fi iertat. Să nu vă cereți scuze pentru ceea ce sunteți. Înainte să fiți actori, trebuie să fiți oameni. Nu aveți voie să obosiți sau să dezertați și nu uitați de zâmbetul interior. Situația asta e pentru actor. De aici începe lucrul. Hai, aruncați-vă! Nu povesti! Arată-mi! Să nu te zbânture toate energiile! Nu povesti! Arată-mi! Nu galopați separat, dar stați împreună! Nu povesti! Arată-mi! Acționează asupra partenerului. Nu povesti! Arată-mi! Nu anticipa! Tot ce e teatru e pe scenă, dar nu tot ce e pe scenă e teatru. Picasso a învățat să deseneze corpul uman perfect și abia după aceea și-a permis să-i bage ochiul în gură. Ești gri! Surprinde-te! Nu te deranja! Hai! 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 Replica e un vârf! Te ai zberg! Când te lovești de probleme, afundă-te în muncă. Dar ai fost erou noaptea? Și dimineața! Ai, ai, ai! Au, au, au! La tatucme curateștem! Ați văzut ce trânt am luat? Variotoc! Așteptați! Variotoc! Mai caută! Ați auzit de simpatie? Ați auzit de simpatie profesională? Ești moale! Ești moale! Ascultă-ți partenerul! Hai, 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 ceas! Nu uita că-i comedie! Thank you.
glasul. Nu înțeleg nimic. Despre cine e vorba? Miklos Bács! Miklos Bács! Unde ești? Vin aici. Vreau să vă spun un secret, puteți să vă ridicați, nu e nicio oprediște. De ani și ani de zile vedem tineri actori veniți din școlile de teatru. Parcă e un făcut. Cei mai buni, cei mai bine pregătiți sunt studenții lui. E un adevăr, nu o glumă. Înseamnă că școala lui e bună. Iată de ce premiul acesta, care este pentru un mentor al școlii de teatru, merge către Miklos Bács, căruia îi mulțumim că există. O surpriză, sunt studenții lui, habar n-avea. E groaznic. Au premieră peste 3 zile și trebuia să lucreze la Cluj. Aha. Pedepsește-i, dacă poți. Exact. Cred că toate planurile mele de speech se năruie încet, încet. Mulțumesc din suflet Senatului Uniter pentru această copleșitoare onoare, care desigur trece de dimensiunea mea. Și nu mă privește numai pe mine. Acum 9 luni când tatăl meu se pregătea de marea călătorie, se destăinuia unui prieten apropiat, spunându-i: știi, dacă e să trebuiască să plec, o să-mi pară rău de familia mea, de prietenii mei, de oameni. Dar cel mai mult o să-mi pară rău că nu mai pot să ascult muzica. A fost ultima lecție a mentorului meu. O lecție despre viață și moarte, o lecție despre dragostea față de artă, o lecție despre rostul și puterea pasiunii. Această pasiune am încercat și încerc să o dau mai departe studenților mei, cărora le mulțumesc că au avut curajul, încrederea și îngăduința să mă primească ca martor tăcut al celor mai intime chinuri pe drumul propriei deveniri. Fapt pentru care azi am imensa bucurie să fiu împreună cu cei mai mici și cu 3 aleși de către colegii de breaslă, ca fiind cei mai buni dintre cei buni. Convingerea mea este că avem nevoie de idealuri. Avem nevoie de mentori. Avem nevoie de oameni cărora să le putem spune mulțumesc. De aceea vă rog să-mi permiteți să dedic acest premiu tuturor colegilor mei, profesori de arta actorului, care se încăpățânează să planteze
acea pasiune pentru meserie în sufletele viitorilor noștri colegi. Și aș dori să dedic mai ales acest premiu, mai ales unui om pe care soarta mi l-a hărăzit ca partener de viață și profesie, fără de care toată strădania mea nu ar fi avut rezultatul pe care îl vedeți, actriței, profesoarei și prin voia sorții doamnei inimii mele, Irina Vințe. Profesorul meu, artistul emerit Lohinsky-Laurand, în momentul în care am terminat și m-am nobilat cu tichia de bufon, mi-a zis: ai grijă, pentru că odată îmbrăcată această tichie, va trebui să o zornei cât trăiești. Așa că am să vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați și să încercăm să ne îndreptăm gândurile spre acel om, acel mentor, acel profesor, mulțumită căruia azi sunteți ceea ce sunteți în profesiile dumneavoastră. Și în semn de mulțumire, de adâncă prețuire și de dovadă că suntem aici și că slujim ceea ce au implantat în sufletul nostru, adică pasiunea pentru teatru, să zorneim pentru câteva secunde împreună acest mic simbol al tichiei de bufon. Mulțumim mentorilor! Mulțumim, Miklos Baci! Iar eu vă mulțumesc din suflet tuturor! Mulțumim acestor tineri minunați, studenții tăi! Abia așteptăm să-i angajăm, dacă putem! Vă mulțumim foarte mult! Mersi! Recunoașteți muzica? Vă rog să o ascultați și la sfârșitul ei să luăm o pauză de 10 minute. Thank you.